Neglijența unui șofer din Constanța a fost la un pas să provoace o tragedie chiar la intrarea în oraș, nu a acordat prioritate și a fost izbit violent de un microbuz în care se aflau 12 pasageri, printre care și 2 copii. Deși oamenii din microbuz au scăpat cu rănușoare, șoferul și soția lui au fost internați în stare gravă. Vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Sunt zeci de polițiști și paramedici sosiți la locul accidentului. Erau ora 4 și 20 de minute când a fost anunțat că la intrarea în Constanța un microbuz plin cu pasageri s-a răsturnat după ce a lovit un alt autoturism. Microbuzul mergea spre Constanța, însă drumul s-a oprit violent la intrarea în oraș. Într-o intersecție, șoferul unei mașini nu a acordat prioritate, iar șoferul microbuzului nu a mai putut evita impactul. Autoturismul aproape că a fost rupt în două, iar autovehiculul cu 13 oameni la bord, printre care și 2 copii, s-a răsturnat. 12 oameni care au nevoie de îngrijiri medicale, 2 dintre ei sunt în stare gravă. O pacientă la secția de terapie intensivă chirurgie, un alt pacient pe secția clinică de chirurgie, urmând a fi urmărit, monitorizat și tratat pentru politraumatismul pe care l-a suferit. Celelalte victime au suferit doar răni ușoare și nu au fost internate.